După cum președintele ales al partidului a anunțat, participăm cu responsabilitate la consultări. Avem și opțiunea de premier, e colegul meu Dacian Cioloș, este validat de partid, e proaspăt ales, deci aici este o legitimitate maximă. Dacă președintele ar decide un astfel de scenariu, putem discuta despre el. Este pe ceea ce s-a semnat și pe acordul de coaliție. Evident, opțiunea de premier aparține PNL-ului, respectăm lucrul acesta. Dacă se vine cu un alt premier, discutăm despre programul de reformă. Să le cadă aceea în Ciolo să aibă. În contextul în care ați auzit discursul acum fostului premier Florin Câțu? Din rezultatul congresului de la PNL înțelegem că Florin Câțu reprezintă caracterul, valorile și principiile liberale. Este președintele PNL, discutăm cu domnia sa dacă va fi cazul și dacă într-adevăr PNL propune un alt premier. Totuși au fost critici dure aduse de către Florin Câțu la adresa USR Plus, de la campania de vaccinare, la sistemul sanitar, la ce se întâmplă cu economia, toate au fost puse în cârca celor de la USR Plus. Cum veți intra la guvernare cu acestea? Tocmai din acest motiv, Florin Câțu s-a confirmat astăzi că nu are abilitatea și competența de a fi premier. Lucrul acesta a fost rezolvat astăzi de Parlament. Această problemă a premierului a fost rezolvată astăzi de către Parlament, într-un mod firesc, moțiunea de cenzură trecând cu o largă majoritate. Pe de altă parte, susține premierul că în momentul interimar, că în momentul în care ați dat un vot pentru moțiunea de cenzură depusă de social-democrați, ați dat un vot și împotriva miniștrilor pe care dumneavoastră i-ați avut în guvern. Ați văzut și din intervențiile pe care le-am avut, această moțiune de cenzură, inclusiv cealaltă blocată de această coabitare PNL-PSD, în ele spuneam foarte clar, această coaliție poate continua, dar cu un alt premier. Aici suntem, aici am fost de o lună și jumătate, nu s-a schimbat nimic. Oamenii în contextul în care în moțiunea de cenzură au fost menționați chiar ei și acest vot, așa cum spunea Florin Câțu, a fost dat și împotriva miniștrilor pe care i-ați avut? Haideți să vedem ce se va întâmpla în urma consultărilor și în funcție de asta avem deciziile corespunzătoare. Este posibil ca această criză să prelungească încă o lună? Eu sper să nu se prelungească. Asta am spus de la tribuna Parlamentului. Am văzut că PSD-ul murea de grija stabilității politice. Am fi putut să avem deja situația rezolvată dacă nu l-ar fi susținut cu atâta negație pe Florin Câțu o lună și jumătate. Deci eu sper că această criză să se rezolve cât mai repede cu o nouă propunere de premier. Avem o structură de coaliție agreată deja. Deci s-ar putea rezolva repede, dar ar putea și să dureze în funcție de poziția președintelui și a celor de la PNL. Sunt oamenii Partidul Național Liberal cu care USR Plus ar fi confortabil în funcția de premier, astfel încât să stați la discuții pentru refacerea coaliției? Da, de bună seamă. Sunt mai multe personalități în PNL care ar putea să aibă o prestație decentă de premier. Da, un guvern minoritar PNL-UDMR cu un alt premier liberal? Nu fac acum astfel de analize, pentru că miza, vreau să fiu foarte clar, miza ține de reformele pe care le-am pus în programul de guvernare și care au fost blocate de Florin Câțu. Dacă cădem de acord pe aceste reforme, putem discuta. Nu, din ceea ce știu deocamdată, nu a fost nicio discuție. Nu, n-a fost cer nicio discuție. Vă întrebăm în scenariul în care PNL nu vine să vorbească cu USR, însă merge cu propunerea Dan Vâlceanu la Palatul Cotroceni. Asta este fără o negociere cu Partidul Național Liberal, ați vota propunerea Dan Vâlceanu sau un alt premier? Eu vreau să evit să intru în orice fel de speculație legată de numele următorului premier, pentru că sunt niște consultări și este o decizie a președintelui. În funcție de ce va decide președintele și va propune, ne vom poziționa. PNL-UDMR fără USR ați vota în Parlament? Am spus foarte clar, USR rămâne consecvent pe reformele despre care vorbim. O guvernare din care nu facem parte, nu văd de ce am susține-o altfel decât discutând pe proiect cu proiect. Ați intrat. Pandemie. Bun, repet, participăm cu responsabilitate, mergem și cu alternativă de premier. Este o decizie pe care am asumat-o încă de aseară din ședința Biroului Național să participăm la aceste consultări dacă Florin Câțu nu va mai fi premier, ceea ce se întâmplă în acest moment. Mergem cu toată deschiderea și cu toate alternativele pe masă, tocmai pentru a găsi cât mai repede o situație de ieșire din criză exact în contextul acesta pandemic. Nu vreau să vorbesc acum despre diverse scenarii de vreun fel sau altul. V-am spus foarte clar, participăm la consultări, suntem deschiși pe toate variantele prin care putem ieși cât mai repede din criză. Dacă nu reușiți la consultări, sunteți pregătiți pentru...
repet, participăm la aceste consultări, vrem să ieșim cât mai repede din criză, suntem perfect asumați și responsabili. Mulțumesc. Vă propune să faceți o alianță cu ei pentru a participa la guvernare. Care este răspunsul USR Plus? Răspunsul este că nu se pune problema de a face o guvernare cu PSD sau AUR în nicio secvență. Mulțumim frumos. Mulțumesc.